Un bărbat de 54 de ani a fost lovit în plin de o mașină a poliției. Totul a avut loc în seara de 13 februarie, aproape de ora 19, pe strada Ștefan cel Mare din orașul Ungheni. Potrivit poliției, victima, care era vizibil în stare de ebrietate, ar fi încercat să treacă strada neregulamentar, chiar dacă la aproximativ 20 de metri de la locul accidentului este o trecere pentru pietoni. La volanul mașinii se afla un polițist de la Inspectoratul de Poliție Ungheni, în vârstă de 39 de ani, care se deplasa într-o misiune de serviciu. Acesta le-ar fi declarat colegilor săi, dar și procurorilor care au venit la locul accidentului, că se deplasa cu girofarul și semnalul sonor inclus, când la un moment dat un bărbat ar fi ieșit brusc pe carosabil. Șoferul nu ar fi reușit să frâneze și a accidentat pietonul. Mai mulți trecători care au văzut cum s-a întâmplat totul i-au oferit pietonului primul ajutor până la venirea ambulanței. Medicii care au venit la fața locului l-au preluat pe bărbat și l-au dus la spital. Acolo au testat pietonul rănit cu etilotestul, care a arătat 0,74 mg pe litru de vapor de alcool în aerul expirat. Bărbatul a fost diagnosticat cu o traumă ușoară la cap și a fost lăsat să meargă acasă. Și polițistul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Pe cazul dat a fost pornită o anchetă de serviciu pentru a stabili toate circumstanțele.